De ce rom și nu țigan? A fost un termen inventat? Nu, a fost niciun termen inventat. Termenul există chiar înainte de înființarea statului român, la 1918. El era, de fapt, folosit în cadrul comunității de romi. În limba romanie, când vrei să spui că ești de etnie romă, zici mesem rom, nici de cum mesem țigan. Cuvântul țigan nu există în limba romanie, în niciun neam și niciun dialect al limbii romanii. Cuvântul țigan provine din termenul latinganoi din limba greacă veche, care înseamnă spurcat, de neatins, nu trebuie să ai nicio legătură cu el. De fapt, termenul de țigan denumește cumva un statut social, o categorie socială, dacă vrem să o numim așa.